Suntem din nou la emisiunea Se Poate Altfel. În seara aceasta, Adrian Andrei dorește să transmită către dumneavoastră un gând de bine și de dragoste și de aceea m-am gândit că în această ocazie am putea vorbi eficient și de durată pe subiectul acesta și anume dragoste. A iubi sunt cuvinte care transmit multe aspecte de interior, multe aspecte la nivel sentimental. A iubi este însăși legea vieții. Este una dintre cele mai sublime acțiuni pe care o poate realiza o ființă umană. Iubirea poate să însoțească toate celelalte acte fundamentale ale noastre. Dacă învățăm plin de iubire, cu pasiune, vom memora și vom înțelege mai mult. Dacă ascultăm cu iubire, vom auzi mai multe și mult mai bine. Dacă vorbim cu dragoste, cuvintele noastre vor căpăta o formă neînchipuit de mare. În seara aceasta aș vrea să vă provoc să urmăriți această emisiune pentru că vom vorbi despre sentimentul acesta și anume dragoste, despre calitatea aceasta umană pe care ar trebui să o manifestăm fiecare dintre noi. De asemenea, vom aborda ideea aceasta cu privire la indiferență care se manifestă în multe relații interumane, în multe familii și să observăm cum se poate trece de la o extremă la alta și cum se poate ajunge de la o dragoste profundă la indiferență. În seara aceasta am alături de mine pe doamna avocat Laura Manciu. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Vă spun bună seara dumneavoastră și celor care și-au ales să-și împartă timpul cu noi, telespectatorilor. Așadar, este un subiect aparent ușor, dar totodată destul de profund și atunci când intri să dezvolți subiectul acesta, trebuie să-ți găsești cuvintele în așa fel încât să poți explica ca să ajungă și la mintea omului, dar și la sufletul lui. În această ocazie, dumneavoastră ați venit în locul acesta ca să ne vorbiți puțin și despre o pasiune pe care o aveți față de un anumit scriitor sau de fapt față de scrierile acestuia și anume Gabriel García Márquez, care scrie foarte frumos despre dragostea care ar trebui să fie manifestată între noi oamenii. Se împlinesc doar câteva luni de la moartea acestui titan al literaturii și parcă scrierile sale sunt mai puternice pe zi ce trece. Acum la introducerea emisiunii, ce ne puteți spune despre acest om și ce va determina pe dumneavoastră ca să vă aplicați asupra acestor scrieri destul de profunde pe care omul acesta le-a adus în atenție pentru oameni? Da. Gabriel García Márquez a fost un scriitor de origine columbiană. Punctul culminant al activității sale scriitoricești a fost dat de către decernarea Premiului Nobel în anul 1982. Cele mai cunoscute, să zic așa, scrieri ale lui, să le amintesc, sunt Un veac de singurătate, Cronica unei morți anunțate și Dragoste în vremea holerei. Ce va determina pe dumneavoastră să vă aplicați asupra acestor scrieri care spuneam că sunt destul de profunde și care scot în evidență acele acțiuni și sentimente, dacă vreți, și valori umane care se întrepătrund între ele și, de asemenea, care converg spre dragoste în scrierile lui Gabriel García Márquez? Da, pot să spun că m-a determinat îndrăgostirea de această scrisoare a lui de adio, profunzimea ei, practic în ea putem spune că se concentrează întreaga existență umană, de la copilărie până la bătrânețe. Veți vedea în minutele care urmează materialul video și vă veți convinge. Ce să vă spun? Pur și simplu am rămas uimită de adâncimea gândirii acestui geniu, cum este numit. Și pentru că ne-ați făcut curioși în acest moment, aș vrea ca să propun colegilor din regie să difuzăm acest material video și apoi vom discuta, plecând de la acest material, vom aborda subiectul acesta numit dragoste și care sunt efectele lui asupra ființei umane. Haideți să urmărim împreună acest material video. Pentru o clipă, Dumnezeu mi-ar dărui o bucată de viață, probabil că n-aș spune tot ceea ce gândesc,
însă în mod categoric aș gândi tot ceea ce spun. Aș da valoare lucrurilor, dar nu pentru ce valorează, ci pentru ceea ce semnifică. Aș dormi mai puțin, dar aș visa mai mult, înțelegând că pentru fiecare minut în care închidem ochii, pierdem 60 de secunde de lumină. Aș merge când ceilalți se opresc, m-aș trezi când ceilalți dorm, aș asculta când ceilalți vorbesc și cât m-aș bucura de o plimbare în natură. Doamne, dacă aș avea inimă, aș grava ura mea pe gheață și aș aștepta până soarele răsare. Aș ierta mai mult, înțelegând că doar astfel putem întinde poduri între suflete. Aș uda cu lacrimile mele trandafirii pentru a simți durerea spinilor și sărutul încarnat al petalelor. Dumnezeul meu, dacă aș avea o bucățică de viață, n-aș lăsa să treacă nicio zi fără să le spun oamenilor pe care îi iubesc cât de mult îi iubesc. Aș convinge fiecare femeie și fiecare bărbat spunându-le că sunt preferații mei și aș trăi îndrăgostită de dragoste. Oamenilor, le-aș demonstra cât se înșală crezând că nu se mai îndrăgostesc când îmbătrânesc, neștiind că îmbătrânesc când nu se mai îndrăgostesc. Copil, i-aș da aripi, dar l-aș lăsa să învețe singur să zboare. Bătrânilor, le-aș spune că moartea nu vine odată cu bătrânețea, ci cu uitarea. Atâtea lucruri am învățat de la voi, prietenii mei. Am învățat că toată lumea vrea să trăiască pe culmi, fără să știe că adevărata fericire constă în felul în care escaladezi muntele. Am învățat că atunci când bebelușul strânge cu pumnul lui micuț degetul mamei, a cucerit-o pentru totdeauna. Am învățat că un om are dreptul să se uite în jos la altul doar atunci când ar trebui să-l ajute să se ridice. Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea dormind, te-aș îmbrățișa foarte strâns și l-aș ruga pe Dumnezeu să te păzească. Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea ieșind pe ușă, ți-aș da o îmbrățișare, un sărut și te-aș chema înapoi să-ți dau mai multe. Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când voi auzi vocea ta, aș înregistra fiecare dintre cuvintele tale pentru a le putea asculta odată și încă o dată până la infinit. Dacă aș ști că acestea ar fi ultimele minute în care te-aș vedea, aș spune te iubesc și nu mi-aș asuma în mod prostesc gândul că deja știi.
întotdeauna există ziua de mâine și viața ne dă de fiecare dată altă oportunitate pentru a face lucrurile bine. Dar dacă cumva greșesc și ziua de astăzi este tot ce ne rămâne, mi-ar face plăcere să spun cât te iubesc, că niciodată nu te voi uita. Ziua de mâine nu este asigurată nimănui, tânăr sau bătrân. Azi poate să fie ultima zi când îi vezi pe cei pe care îi iubești. De aceea, nu mai aștepta, fă-o azi, întrucât dacă ziua de mâine nu va ajunge niciodată, în mod sigur vei regreta ziua când nu ți-ai făcut timp pentru un surâs, îmbrățișare, un sărut și că ai fost prea ocupat. Să-i menții pe cei pe care iubești aproape de tine. Spune-ne la ureche câte multă nevoie ai de ei. Iubește-i și tratează-i bine. Ia-ți timp să le spui: îmi pare rău, iartă-mă, te rog. Și toate cuvintele de dragoste pe care le știi. Nimeni nu-și va aduce aminte de tine pentru gândurile tale secrete. Cere-i Domnului tăria și înțelepciunea pentru a le exprima. Demonstrează-le prietenilor tăi cât de importanți sunt pentru tine. Oh, dacă Dumnezeu mi-ar dărui o bucată de viață, n-aș începe nicio zi fără să vorbesc cu El, fără să-i mulțumesc pentru purtarea de grijă, fără să-L ascult în tăcere. Dacă Dumnezeu mi-ar oferi o bucată de viață, aș trăi îndrăgostită de dragoste. Destul de emoționant, nu-i așa, dragii mei? Am revenit și aș putea să spun invitatei mele că are într-adevăr talent actoricesc și mă întreb cum se împacă avocatura cu înclinația aceasta de a recita atât de frumos și, bineînțeles, de a aduce și pentru alții bogăția acestor elemente care țin de dragoste și de ceea ce ar trebui să fie între oameni și care ar trebui să se manifeste cel mai mult, și anume dragostea. Dacă permiteți o replică, nu mă erijez într-un actor, nu sunt. Departe de mine gândul, doar am încercat să transform într-un glas aceste cuvinte. Deci, practic, e glasul unor cuvinte, atât. Nu sunt un actor. Mai puteți să ne spuneți câteva lucruri despre scriitorul acesta? Da, pot să spun despre scrisoarea sau poemul de dragoste, cum îmi place să-l numesc, pe care l-am vizionat, a fost scris în anul 1999, când a fost diagnosticat cu un cancer limfatic. Acesta a fost diagnosticul său. Practic, de atunci, de când a pus condeiul, a scris această scrisoare de adio, au trecut 15 ani, pentru că știm că se împlinesc 2 luni de la trecerea în neființă a acestuia. Practic, materialul video pe care l-ați vizionat a fost conceput la o săptămână după ce geniul nostru a trecut în neființă. Foarte frumos ce a scris și de asemenea ce ați prezentat și dumneavoastră în materialul acesta video. Un om are dreptul să se uite în jos la altul doar atunci când ar trebui să ridice și când are dorința aceasta de a-l ridica.
Este destul de dureros să vezi cum în unele relații interumane astăzi se trece atât de ușor de la sentimentul acesta de dragoste și de la atitudinea aceasta care ar trebui să fie în oameni la indiferență. Înainte de a intra în descrierea implicațiilor fiecărei atitudini în parte, vreau să ne definiți puțin termenii dragoste, indiferență, în așa fel încât să știm pe ce teren ne adresăm în această seară. Da, înainte de toate, aș vrea să spun că sunt niște termeni antagonici, deci practic am auzit și noi spunându-se că opusul dragostei nu este ura, ci indiferența. Ce este indiferența? Indiferența este atitudinea de nepăsare față de cel de lângă mine. Pur și simplu nu simt alături de el, nu sunt sensibil la nevoile lui. Impasibilitate, acesta este cuvântul de care definește cel mai bine acest cuvânt, indiferența. Placiditatea, de asemenea, spunea Socrate, dacă mi-aduc bine aminte, că indiferența este originea tuturor relelor. Iar Cehov afirma că indiferența este paralizia sufletului și, într-adevăr, este cel care manifestă indiferență are o modificare, ca să spun așa, a conștiinței morale, o destructurare prin lipsa elementelor fundamentale care sunt de partea cealaltă, bunătatea, mila, că de fapt dragostea ce reprezintă? Este o atitudine de împreună simțire cu celălalt. Este, pornește de la individ către ambianță și se manifestă sau ar trebui să se manifeste asupra unui număr cât mai mare de persoane. Și oare astăzi există calitatea aceasta în oamenii care trăiesc pe pământul acesta? Putem vorbi mai mult de dragoste exprimată în viața lor sau mai mult indiferență? Da. Care predomină? N-am un barometru pentru asta, dar ce pot să spun, că cei care manifestă astfel de sentimente sunt elemente rare, dacă le avem să le prețuim, să le ținem bine, pentru că în lumea de astăzi primează interesele egoiste, este o lume centrată pe sine, să-mi fie mini e bine, ce mă interesează de celălalt până la urma urmei. Trăim într-o lume concurențială, fiecare se descurcă cum poate. Haideți să descoperim în această ocazie care ar fi acele implicații afective și morale ale atitudinii de dragoste manifestată față de alții și care sunt acele implicații ale indiferenței exprimate sau manifestate față de cei din jur. Da, cel indiferent practic este inapt să asimileze un simț moral, să-l manifeste în comportamente și, de asemenea, să-l respecte în comunitate. Indiferența conduce la marginalizare, la distrugere socială, putem spune. Nu este deloc exagerat termenul, pentru că cel destinatarul indiferenței este zdrobit sufletește. Dacă mi permiteți, o să ilustrez mai bine acest lucru printr-o întâmplare care s-a petrecut în anul 1993 în Sudan. Este vorba despre o imagine care a zguduit întreaga lume. O fetiță de câțiva anișori cade zdrobită pe cărarea care ducea către centrul de ajutor de distribuire a hranei. Această priveliște este imediat observată de către un vultur, după cum se poate observa și în fotografia respectivă, numai că nu, și de asemenea numai vulturul imortalizată de aparatul de fotografie al unui mare fotograf, Kevin Carter. Asta vreau să spun, că nu numai el a așteptat acest moment, nu numai vulturul, ci și acest fotograf,
practic 20 de minute a așteptat un moment dramatic. Aștepta ca vulturul să-și ridice aripile pentru a crea senzație. Ce a făcut mai departe Kevin Carter? Cu o maestrie de profesionist a realizat această fotografie, a alungat vulturul și a plecat. Fotografia a fost publicată în ziarul New York Times și în cele din urmă a fost premiat cu cea mai mare distincție din sfera fotografică, premiul Pulitzer. La o conferință de presă, un ziarist îl întreabă: dar fetița, ce s-a întâmplat cu fetița? A supraviețuit? La care Kevin a răspuns, bulversat: fetița, da. Fetița, am vrut să mă duc să o ajut, dar m-am luat după treburi și am uitat. Alt ziar a scris: cel care și-a focalizat lentila să fotografieze corect moartea fetiței nu este decât un alt prădător, un alt vultur în scenă. După 2 luni de la primirea acestui premiu, Kevin Carter, în vârstă de 33 de ani, s-a sinucis. A scris o scrisoare prin care spunea: sunt deprimat. Sunt urmărit de imaginea vie a copiilor care mor de foame. Da, cred că și noi ne regăsim în această situație. De câte ori în goana noastră, după cele trebuincioase traiului, nu i-am ignorat pe cei care aveau nevoie nu de mult, poate de un zâmbet, de o faptă minoră, poate de o vorbă bună. De câte ori ne-am aplecat noi asupra acestor oameni care sunt mai prejos, spunem noi, decât noi, care sunt pe o poziție socială mai redusă decât noi. Ne place să ne asociem cu cei care sunt de poziții înalte, ne place să ne afiliem cu cei care dețin bogății, dar nu ne convin cei în prezența cărora ne simțim stingheriți. Mai degrabă am sta departe de astfel de oameni, nu așa de frumoși sau de deștepți ca noi. Spunem noi asta, bineînțeles. Iată că atât de ușor se poate trece de la sentimentul acesta de dragoste la indiferență, dar observăm că implicațiile celor două sunt covârșitoare. Din experiența pe care ne-ați relatat-o. În seara aceasta aș vrea să ne îndreptăm gândul nostru și către Cartea Cărților, numită Biblia, care are un capitol dedicat exclusiv dragostei. În această ocazie aș vrea să vă provoc, ni l-ați putea recita, pentru că am observat că aveți talentul acesta, ați putea să faceți lucrul acesta acum și aici, în direct? Da, o să fac lucrul acesta. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zâncănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da
trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu caută folosul său, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Crede totul, acoperă totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte. Dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum și eu am fost cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Extraordinar și destul de emoționant. Cea mai mare dintre ele este dragostea. Da, sentimentul acesta care ar trebui să fie manifestat în fiecare clipă, în fiecare zi și în fiecare context al vieții noastre și în fiecare trăire pe care noi o avem pe pământul acesta. De unde ne-ați citit? De unde ne-ați recitat? 1 Corinteni 13 este un capitol care este dedicat exclusiv Bibliei. Deci practic în aceasta se concentrează, sau în acesta se concentrează dragostea, în 1 Corinteni 13. Adică este un singur capitol. Bineînțeles că mai regăsim acest concept în Biblie, însă nu în întreg capitolul. Adică este vorba despre versete izolate, nu atât de multe versete cum întâlnim aici, o succesiune de versete. Vom lua o scurtă pauză de publicitate și apoi vom reveni și vom discuta despre literatura de specialitate care scoate în evidență faptul că există mai multe tipuri de dragoste și care ar fi acestea și apoi le vom explica. Dar până atunci rămâneți alături de Campus TV. Suntem din nou împreună, dragi telespectatori, și în seara aceasta vorbim despre conceptul de dragoste și de asemenea de indiferență care se poate manifesta în relațiile interumane. Spuneam înainte de pauza de publicitate faptul că vom încerca să răspundem la întrebarea aceasta pe care o ridică, de fapt, literatura de specialitate atunci când vorbește despre dragoste, și anume dacă există mai multe tipuri de dragoste. Observăm
faptul că literatura de specialitate scoate în evidență mai multe tipuri de dragoste. Înainte de a le detalia, aș vrea să vă întreb, oare dragostea nu este una singură, nu este un concept singular? Dragostea poate fi împărțită? Putem vorbi de mai multe tipuri de dragoste? Cum stau lucrurile? Da, dragostea, pot spune că este o entitate singulară, însă are vari manifestări. Dragostea față de părinți, față de iubit, față de frați, dragostea familială, dragostea față de amici, are multiple întrebuințări. Dacă inițial a existat o dihotomie, a fost ramificată în dragostea agape și fileo, ulterior a apărut eros, deci practic a fost o trihotomie, iar noi ne bucurăm de, cum să spun, un cvatruplu de manifestări, dragoste agape, fileo, eros și storge. Bun, nu prea înțelegem mare lucru din enumerarea aceasta și ar trebui cumva dezvoltată. Nu sunt de profesie, nu sunt psiholog, însă vă spun puținul cunoștințelor mele. Dragostea eros este dragostea pasională, dragostea fileo este acea dragoste manifestată între prieteni. Are ca deziderat loialitate între prieteni, egalitate, simpatie față de aceștia. Dragostea storge este dragostea pe care o întâlnim în relațiile familiale. Este atașamentul, afecțiunea față de membrii familiei. Și Dragostea agape le încununează pe toate. E cea mai importantă, putem spune. Este dragostea superioară, dragostea universală. Putem spune că este dragostea sacrificială. Avem exemplul suprem. Domnul Hristos s-a jertfit pentru noi, pentru ca noi să putem accede la mântuire. Este condiția mântuirii până la urmă. Ar putea un om în ziua de astăzi să împlinească toate aceste tipuri de dragoste în viața sa? Sau este ceva imposibil? Nu este ceva imposibil. Bineînțeles că puțin din fiecare, cred că fiecare om manifestă într-o măsură sau mai mică sau mai mare. Dar nu am terminat firul discuției. Dragostea agape este dragostea care este determinată de voință, nu depinde de sentimente. Dacă la unele dintre cele enumerate putem vorbi de sentimente, de impulsul acesta al simțirii, nu, dragostea agape este un act volitiv. Îmi aleg să iubesc astfel. Dragostea reprezintă cumva un factor genetic? Ne naștem cu înclinația aceasta de a iubi sau cumva este acel ceva care se dezvoltă în cursul vieții și prin anumite exerciții de voință, prin anumite contexte sau situații prin care trecem, ne naștem cu factorul acesta sau el se dezvoltă în timpul vieții și prinde contur? Nu, trăsăturile nu față de partea prima. Trăsăturile caracteriale pornesc de la poziția zero. Deci, practic, dacă unui copil este dată o jucărie și acesta, la rândul ei, o dă unui altui copil, dacă acest impuls de dăruire este respins de către ceilalți, atunci el va dezvolta pe parcursul vieții ce va dezvolta în condițiile în care este respins. Va dezvolta avariție. Mai departe, dacă același copil, făcând același gest față de un copil, dacă această reacție este încurajată, atunci automat el va avea un spirit pe parcursul vieții de generozitate față de semeni, își va iubi aproapele. Este o înclinație, putem spune, care se
dezvoltă, se învață, se îndrumă prin altruism, prin generozitate, prin abnegație, devotament. Practic, reprezintă o încununare, un corolar al vieții noastre. Oare ce îi determină pe oameni să treacă dintr-o parte a baricadei în alta? Și când spun lucrul acesta sau când întreb lucrul acesta, mă refer la dragoste și indiferență. Cum pot să treacă oamenii atât de ușor de la sentimentul de dragoste, da, de iubire, la cel de indiferență? Pentru că atunci când vorbești de trecerea aceasta, te gândești la investiția de timp, de energie care a fost făcută într-o anumită relație și cum este posibil trecerea aceasta destul de mare de la o stare la alta. Da. Mulți asociază iubirea cu tendința de a avea nevoie. Da, spun am nevoie și pentru că am nevoie, caut ca aceasta să fie împlinită de către un altul. Este o tendință, putem spune, centrifugală. Da? Caut în afară să-mi fie împlinite aceste nevoi. Convertirea aceasta de care spuneați la început se îndeplinește atunci când nevoile, tendințele mele, acestea nu sunt împlinite. Și automat mă răzbun. Încerc să mă răzbun prin indiferență. Dacă mi-aduc bine aminte, există un citat care spune: omul mic răspunde la dragoste cu ură, omul normal răspunde la dragoste cu dragoste, omul superior răspunde la ură și indiferență cu dragoste. Putem spune că, practic, aceasta reprezintă chintesența lucrurilor. Leibniz spunea că, da, elementul acesta superior, da, există un element care transcede. Leibniz spunea: a iubi înseamnă a te bucura de fericirea altuia ca de fericirea ta proprie. Este foarte greu ceea ce... Da, este să foarte... Să traducem în practică afirmația aceasta este destul de greu, pentru că te uiți în jur și constați faptul că oamenii sunt destul de centrați pe sine și destul de egoiști și interesați doar de bucuria lor și de fericirea lor și mai puțin a altora. Da, și la această afirmație așa e, că până la urmă fiecare încearcă să-și împlinească așteptările neinteresându-l de ce se întâmplă. Și pe la contrariu acestei afirmații putem spune că sunt trist pentru că și tu ești trist. Asta înseamnă, am spune, împreună simțire. Asta înseamnă să te grefezi pe trăirile celuilalt, să te substitui lui, să te pui în papucii lui. Cum s-a simțit el în situația de... Cred că... Da, când vorbim de dragoste și de indiferență și de manifestarea lor în viața omului, nu ne limităm doar la cadrul de familie, ci ne referim și la indiferența de ordin social, religios, etnic și de rasă. Astăzi, în societatea în care trăim, cum se manifestă dragostea și indiferența la aceste capitole pe care le-am enumerat, și anume social, în domeniul religios, etnic, rasă? Da, o să încep tot printr-o ilustrație, printr-o povestioară. Se povestește despre un soldat că se întorcea din războiul din Vietnam și și-a sunat părinții. Mamă, tată, sunt în drum spre casă. De-abia aștept să vă văd, să vă strâng în brațe. Mi-e așa de dor de voi, fiul nostru. De când ai plecat, în fiecare zi plângem. Și nouă ne este extrem de dor de tine. Fii mai repede acasă. Ți-am pregătit, spune mama, prăjitura ta preferată. Parcă deja ai simt mirosul, mamă.
Dar vreau să vă spun ceva. Am o rugăminte. Am un prieten și aș vrea să vină cu mine acasă. Sigur. N-ar plăcea să-l cunoaștem. Trebuie să vă mai spun ceva. Prietenul acesta a călcat pe o mină și și-a pierdut o mână și un picior. Este rănit grav. Fiule, ne pare rău să auzim asta. Poate o să-l ajutăm să-și găsească o locuință. Dar vreau să vină la noi. Vreau să locuiască cu noi, să stea cu noi. Fiule, nu știi ce ne ceri. Cineva cu un asemenea handicap ar fi o povară imensă pentru noi. Ne avem și noi viețile noastre și nu putem lăsa ca așa ceva să intervină în ele. Cred că acest băiat își va găsi el singur un rost în viață. Băiatul a pus receptorul în furcă, iar părinții n-au mai auzit nimic de la el. După câteva zile, sunt sunați de poliția din San Francisco. Fiul dumneavoastră s-a sinucis. S-a aruncat de pe o clădire. Zdrobiți de durere, părinții au pornit către San Francisco. Au fost conduși la morga orașului și au descoperit cu consternare că, într-adevăr, era fiul lor, însă îi lipseau un picior și un braț. Este... Am înțeles multe din ilustrația aceasta și cred că și cei care ne urmăresc în această ocazie au putut învăța suficient de multe lucruri și pot face aplicații pentru viața lor și cred și pentru atitudinea care o manifestă în fiecare zi față de cei din cadrul familiei sau din exteriorul ei. Da, spuneați de cadrul familiei. O să extrapolez și către restul familiei, cei din afara familiei, pentru că în povestioara aceasta am vorbit de o relație între părinte și copil. Da, putem spune că societatea noastră are legi care interzice discriminarea. Deci, practic, este prohibită de lege discriminarea. Avem legea 61/2013, care modifică ordonanța de urgență a Guvernului 137/2000. De asemenea, Constituția, în articolul 16, reglementează că orice cetățean este egal în fața legii și autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Dacă știu eu, suferiți discriminări pe bază de religie, naționalitate, sex, știu eu, handicap, vă puteți adresa Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Termenul în care puteți face aceasta este de un an. De asemenea, mai aveți opțiune, instanța de judecată, puteți introduce o acțiune pe dreptul comun pentru a vă acorda despăgubiri, de a vă repune în situația anterioară sau de a se anula situația care a condus la această discriminare. Însă termenul de prescripție aici este de 3 ani. Este scutită cererea respectivă de taxă de timbru. Deci, în concluzie, avem drepturi. Și în partea aceasta, adică nu numai sub aspect moral, dar există și un aspect juridic, până la urmă, pe care îl putem întrebuința. Conceptul acesta de dragoste a evoluat de-a lungul timpului. Aș vrea să descriem acum, că ne apropiem și de finalul emisiunii, cum
Cum s-a dezvoltat conceptul acesta de dragoste de-a lungul timpului? Ce forme a îmbrăcat în trecut și cum a evoluat până în ziua de astăzi? Aristotel descrie 6 tipuri de dragoste. Dragostea caritate, care este dragostea de sacrificiu, ludic, dragostea joacă, așa, eros, dragostea senzuală, mânie, dragostea pasională, obsesivă, pragma este dragostea rațională, iar afecțiunea este dragostea prietenie. Mai există sau mai a existat și dragostea care de fapt am amintit-o mai devreme, părintească, manifestată între membrii familiei, da? Dacă e manifestată față de frați, este o iubire între egal, dacă este manifestată între copil și părinte, e clar o iubire care se manifestă între neegali. Iubirea romantică, de asemenea, care este o iubire convergentă, care putem spune că este singura iubire care se concentrează exclusiv asupra unei persoane. Dacă înainte vorbeam despre o mulțime de oameni, dragostea divergentă, cum spuneam la început, aici vorbim despre o singură persoană. Această dragoste caută fuziunea cu celălalt. Mai există dragostea în Biblie. Este... E bine, la lucrul acesta aș vrea să ne încadrăm în acest moment sau să ne apropiem, pentru că Biblia descrie nu doar poemul acela frumos al dragostei, ci și anumite pasaje care descriu o dragoste care ar trebui să fie manifestată și care transmite anumite învățături. Pasajul respectiv transmite anumite învățături. Da? Care ar fi acele pasaje biblice pe care le-ați putea descrie înaintea ochilor noștri și înaintea auzului nostru, în așa fel încât să putem să luăm din învățătura aceasta și să aplicăm în viața de zi cu zi? Da, sunt multe pasaje, nu avem timpul necesar, s-ar termina de multe misiunea dacă le-aș aminti chiar pe toate, însă ce vreau să subliniez este faptul că dragostea a avut 8 forme în Biblie. Mai întâi de toate vorbim despre dragostea Ahab, așa se numește, sper că am pronunțat bine. Cei care cunosc ebraica mă pot corecta, pentru că Biblia a fost scrisă în ebraică, aramaică și greacă. Dacă vorbim de Vechiul Testament, condeiul a fost utilizat în aramaică și ebraică și acest termen, Ahab, este de origine grecească, care înseamnă plăcerea pentru o mâncare anume. Isaac i-a solicitat fiului său o anumită mâncare. Mai departe, plăcerea sau iubirea pentru somn putem găsi în Biblie, iubirea înțelepciunii, iubirea pentru avuțiile acestea, le avem transpuse aici. Iubirea față de Dumnezeu și oameni, care de fapt este cea mai importantă. Hesed, îndurare, este bunăvoința lui Dumnezeu, statornicia, constanța pe care acesta o întrebuințează în tot firul Bibliei. Doh, în Vechiul Testament, se referă la latura pasională. Făcând o trecere, Noul Testament, spuneam mai devreme că e scris în greacă și pentru aceasta s-a folosit, cum am mai vorbit mai devreme, agape, dragostea lui Dumnezeu față de oameni, dragostea care se sacrifică, abnegația, și de asemenea este folosită și dragostea fileo sau filia. Eros nu este utilizat aici. Vorbim de Noul Testament. În
Matei, că la capitolul 5 este pasajul acela care descrie predica de pe Muntele Fericirilor pe care Domnul Hristos a adresat-o către cei care îl ascultau și de asemenea către noi care suntem astăzi prezenți aici. În Matei capitolul 5 se vorbește foarte mult de dragoste care ar trebui să fie manifestate la cote extraordinar de puternice și când spun lucrul acesta mă refer la dragostea care ajunge la performanța de a iubi pe vrășmași. În lumea în care trăim noi astăzi, se poate ajunge la performanța aceasta de a-ți iubi vrășmașii? Și dacă da, cum? Da, trecem la latura practică acum a discuției noastre. Da. O să vă surprindă răspunsul meu. Nu se poate. Nu se poate. De ce? Pentru că persoanei umane, privită ut singuli, nu-i se poate atribui performanța. Practic, performanța vine din altă parte. Vine de la Dumnezeu. Ar trebui ca să existe o relație strânsă între Dumnezeu și om pentru ca aceasta să se înfăptuie. La fel putem spune, găsim un exemplu practic, cum mlădițele sunt prinse de viță. Deci, practic, mlădițele își trag seva din viță și astfel aduc roade. Deci rodul acesta, performanța, cum spuneați dumneavoastră, nu ține atât de factor uman cât de legătura care există între om și Dumnezeu. Da, trebuie să existe legătura aceasta și astfel imposibilul va deveni posibil. Credeți că astăzi, într-o lume materialistă în care toți, aproape toți, aleargă după interesul propriu, într-o lume a egoismului, evident, mai sunt oameni care să dăruiască necondiționat? Da, cu siguranță, și cred că cei care ne urmăresc rezonează împreună cu mine într-un da categoric. Mai sunt oameni, nu mulți, puțini, dar sunt, care sunt pulsatili la nevoile celuilalt, la dorințele celuilalt după mai bine. Practic acești oameni, dacă aș folosi o altă comparație, reprezintă o verigă în lanțul oamenilor de bine ai acestei lumi. Cei care pot schimba imaginea societății de astăzi și, bineînțeles, enorm, relațiile enorm, care enorm. Sunt între oameni. Și poate spuneți, dar ce pot să fac eu, un simplu om? Cu puținul de aici, aglutinat cu puținul de dincolo, se pot înfăptui lucruri mărețe. Spre finalul emisiunii aș vrea ca să lăsați un mesaj către telespectatori, deși mai aveam o întrebare foarte, foarte importantă, dar în această seară, pentru că suntem la finalul emisiunii, o vom lăsa într-o ocazie viitoare, pentru că reprezintă un subiect de aproximativ o oră care ar trebui să fie dezbătut, și anume acel concept, sau de fapt sunt două concepte, Dumnezeu este dragoste, concept pe care prezintă Biblia, dar și faptul că Dumnezeu este răzbunător, un Dumnezeu care a dat și poruncă să fie uciși oameni. Da, și contrastul acesta între dragostea lui Dumnezeu care este prezentată pe paginile Bibliei, dar și atitudinea de răzbunare sau Dumnezeu prezentat ca fiind un Dumnezeu răzbunător. Dar nu intrăm în subiectul acesta pentru că face subiectul unei alte emisiuni. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru cei care ne-au urmărit în această ocazie pe subiectul acesta al dragostei? Da. Ce pot să vă spun este să dați frâu iubirii. Iubirii adevărate de care am vorbit. Și atunci toate lucrurile se vor așeza, se vor ordona, iar seninătatea dumneavoastră a celor care iubiți va rămâne neștirbită. Vă mulțumesc pentru participare și pentru cuvintele acestea de suflet și pentru modul frumos în care ați recitat în fața noastră și vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Se Poate Altfel. Și eu mulțumesc de invitație, cu plăcere. Dragi telespectatori, în seara aceasta am descoperit încă o dată cât de mult ar trebui să se manifeste dragostea între noi oamenii. Până săptămâna următoare aș vrea ca dumneavoastră să practicați aceste învățături și să fiți oamenii care să dăruiască necondiționat. Până săptămâna următoare, Adrian Andrei vă dorește tot binele din această lume. Dacă pentru o clipă Dumnezeu mi-ar dărui o bucată de viață, probabil că n-aș spune tot ceea ce gândesc.
însă în mod categoric aș gândi tot ceea ce spun. Aș da valoare lucrurilor, dar nu pentru ce valorează, ci pentru ceea ce semnifică. Aș dormi mai puțin, dar aș visa mai mult, înțelegând că pentru fiecare minut în care închidem ochii, pierdem 60 de secunde de lumină. Aș merge când ceilalți se opresc, m-aș trezi când ceilalți dorm, aș asculta când ceilalți vorbesc și cât m-aș bucura de o plimbare în natură. Doamne, dacă aș avea inimă, aș grava ura mea pe gheață și aș aștepta până soarele răsare. Aș ierta mai mult, înțelegând că doar astfel putem întinde poduri între suflete. Aș uda lacrimile mele trandafirii pentru a simți durerea spinilor și sărutul încarnat al petalelor. Dumnezeul meu, dacă aș avea o bucățică de viață, n-aș lăsa să treacă nicio zi fără să le spun oamenilor pe care îi iubesc cât de mult îi iubesc. Aș convinge fiecare femeie și fiecare bărbat spunându-le că sunt preferații mei și aș trăi îndrăgostită de dragoste. Oamenilor le-aș demonstra cât se înșală crezând că nu se mai îndrăgostesc când îmbătrânesc, neștiind că îmbătrânesc când nu se mai îndrăgostesc. Unui copil i-aș da aripi, dar l-aș lăsa să învețe singur să zboare. Bătrânilor le-aș spune că moartea nu vine odată cu bătrânețea, ci cu uitarea. Atâtea lucruri am învățat de la voi, prietenii mei. Am învățat că toată lumea vrea să trăiască pe culmi, fără să știe că adevărata fericire constă în felul în care escaladezi muntele. Am învățat atunci când bebelușul strânge cu pumnul lui micuț degetul mamei, a cucerit-o pentru totdeauna. Am învățat că un om are dreptul să se uite în jos la altul doar atunci când ar trebui să-l ajute să se ridice. Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea dormind, te-aș îmbrățișa foarte strâns și l-aș ruga pe Dumnezeu să te păzească. Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea ieșind pe ușă, ți-aș da o îmbrățișare, un sărut și te-aș chema înapoi să-ți dau mai multe. Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când voi auzi vocea ta, aș înregistra fiecare dintre cuvintele tale pentru a le putea asculta odată și încă o dată până la infinit. Dacă aș ști că acestea ar fi ultimele minute în care te-aș vedea, aș spune, te iubesc și nu mi-aș asuma în mod prostesc gândul că deja știi. Întotdeauna
există ziua de mâine și viața ne dă de fiecare dată altă oportunitate pentru a face lucrurile bine. Dar dacă cumva greșesc și ziua de astăzi este tot ce ne rămâne, mi-ar face plăcere să spun cât te iubesc, că niciodată nu te voi uita. Ziua de mâine nu este asigurată nimănui, tânăr sau bătrân. Azi poate să fie ultima zi când îi vezi pe cei pe care îi iubești. De aceea, nu mai aștepta, fă-o azi, întrucât dacă ziua de mâine nu va ajunge niciodată, în mod sigur, vei regreta ziua când nu ți-ai făcut timp pentru un surâs, un îmbrățișare, un sărut și că ai fost prea ocupat. Să-i menții pe cei pe care iubești aproape de tine. Spune-le la ureche câte multă nevoie ai de ei. Iubește-i și tratează-i bine. Ia-ți timp să le spui: îmi pare rău, iartă-mă, te rog. Și toate cuvintele de dragoste pe care le știi. Nimeni nu-și va aduce aminte de tine pentru gândurile tale secrete. Cere-i Domnului tăria și înțelepciunea pentru a le exprima. Demonstrează-le prietenilor tăi cât de importanți sunt pentru tine. Oh, dacă Dumnezeu mi-ar dărui o bucată de viață, n-aș începe nicio zi fără să vorbesc cu El, fără să-i mulțumesc pentru purtarea de grijă, fără să-L ascult în tăcere. Dacă Dumnezeu mi-ar oferi o bucată de viață, aș trăi îndrăgostită de dragoste.